Stimați colegi, bună dimineața tuturor! Bucuroși să vă revedem aici, în Casa Guvernului, cu un eveniment atât de important pentru noi toți, donația de laptopuri, care sunt foarte necesare pentru instituțiile dumneavoastră, pentru a vă apropia de standardul de dotare digitală. Astăzi avem aici prezenți reprezentanții tuturor structurilor Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, reprezentanții Institutului Național pentru Educație și Leadership, reprezentanții au 8 școli din stânga Nistrului. Vorbim despre Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din Bender, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoropol, Instituția Publică Liceul Teoretic Dorotskaya, Gimnaziul Constantin Sucitu din Corjova, Raionul Dobăsari, Gimnaziul Roghi, Raionul Dobăsari, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubăsari, Liceul Teoretic Evrica din Râvnița, Liceul Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol. De asemenea, reprezentanții ai 11 instituții din Chișinău, printre care Gimnaziul Taras Șevcenco, Liceul Teoretic Mihai Lomonosov, Liceul Teoretic Lucian Blaga, Instituția Publică Liceul Teoretic Matei Basarab, Instituția Publică Liceul Teoretic Profil Sportiv numărul 2, Instituția Publică Liceul Teoretic Minerva, Instituția Publică Gimnaziul Dumitru Matkovski, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Liceul Teoretic Profil Sportiv Gloria, Liceul Teoretic Vasile Alexandrie, Gimnaziul numărul 51, Gheorghe Malaciuc, orașul Vatra. Reprezentanții tuturor acestor instituții au fost invitați pentru că instituțiile dumneavoastră au fost selectate din toate instituțiile din Republica Moldova în dependență de diversi criterii care au vizat atât dotarea, cât și prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale, cât și prezența refugiaților în instituțiilor dumneavoastră, în conformitate cu care am scos în prioritate aceste instituții. Pentru un cuvânt de salut, oferim cuvântul Ministrului Educației și Cercetării, Dan Terciu. Mersi, doamna Nora. Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit în Casa Guvernului. Vreau, în primul rând, să mulțumim partenerilor noștri tradiționali, UNICEF-ului și colegilor din Marea Britanie pentru suportul oferit, care face posibil donația de astăzi. Vorbim de o donație de aproximativ jumătate de milion de dolari, în jur de 600 de laptopuri care urmează să ajungă din instituțiile dumneavoastră. Acum, acest efort, în general, face parte dintr-un efort mai mare de modernizare a instituțiilor noastre de învățământ, în special asigurarea cu echipamente digitale. În ultimii 2 ani de zile, cred că, la fel cu suportul UNICEF-ului, cu suportul Uniunii Europene, am transmis peste 10.000 de laptopuri în instituții și ne așteaptă anul ăsta încă o procurare mare de circa 25 milioane de dolari alături de Banca Mondială pentru 200 de instituții de învățământ. Împreună cu UNICEF-ul o să avem 70 de școli pe care o să le echipăm cu table interactive și calculatoare la fel. Respectiv așa, e un proces în continuă dinamică și astăzi, evenimentul de astăzi cumva se înscrie în acest efort general de modernizare a instituțiilor noastre de învățământ. De menționat, nu știu câți dintre noi cunosc, noi avem aprobat niște standarde minime de dotare instituțiilor de învățământ, acum recent, cred că vreo 3-4 luni în urmă, poate mai puțin, ceea ce ne permite atunci când selectăm să înțelegem un pic cine are cea mai mare nevoie. Rugămintea către dumneavoastră este să completați sistemul nostru informațional și să ne oferiți aceste date, pentru că noi chiar le utilizăm în procesul de distribuție și să fiți cumva onești în completarea acestor date, ca noi să avem întotdeauna posibilitatea să știm către cine direcționăm aceste laptopuri sau calculatoare sau tablete sau orice altceva. Și a doua mare rugăminte către dumneavoastră este să folosiți aceste calculatoare. Deci e mai bine să le uzăm decât să nu le folosim deloc și să le scăpăm sau să le deteriorăm decât să le ținem undeva neutilizate. Așa că, cu încredere, transmiteți-le elevilor, cadrelor didactice pentru utilizare deplină. Noi o să continuăm eforturile și o să ajutăm la reînnoirea lor cu anumită ciclicitate. Acum, de principiu, noi am selectat, într-adevăr, câteva instituții după următoarele criterii. Pe de-o parte, am vrut să ajutăm CRAP-ul în procesul de centralizare. Știți că de la 1 ianuarie CRAP-ul a absorbit SAP-urile, serviciile de asistență psihopedagogică din raioane, am integrat acest serviciu ca să aibă așa mai mare coerență și posibilitate de intervenție peste tot. Este un efort de a susține instituția în formatul nou.
și noi o să mai continuăm cu anumite dotări pentru CRAP în următoarea perioadă. Pe de altă parte, vorbim despre INEL, Institutul Național de Educație și Leadership, doamna Andrițchi, instituție nou creată, care la fel are nevoie de suport acum la început. Și deja, pe de o parte, am vrut să evidențiem instituțiile din regiunea transnistreană, care întotdeauna au nevoie de suport și eu cred că mai trebuie să facem mai mult. Eu am o datorie, trebuie să vin să vizitez și știu despre această datorie, așa că o să ne străduim ori în perioada verii, ori la începutul toamnei, să facem un tur și să vedem situația la fața locului, pentru că întotdeauna este nevoie de mai mult suport și implicare. Noi sunteți cum în prima linie când vine vorba de oricare provocări și crize. Și aici mă bucur că putem să venim cu acest așa gest simbolic acum la final de an. Și deja celelalte instituții le-am selectat reieșind din datele pe care le-ați furnizat cu privire la necesități. Deci am încercat să mergem acolo unde este cea mai acută necesitate de tehnică de calcul și mă bucur că reușim să facem acest lucru acum. Mulțumim că ați făcut un drum la Chișinău și sperăm astăzi să le puteți la bunurile și să le utilizați în beneficiu cadrelor didactice și a elevilor și încă o dată mulțumim partenerilor noștri tradiționali, în special doamnei Damaș, pentru implicarea plenară în toate procesele noastre. Thank you very much, Minister Perciun. Distinguished guests and colleagues and partners and friends and teachers and educators, bună dimineața! Distinși oaspeți, stimați colegi de la Ministerul Educației și Cercetării, parteneri de onoare, profesori de educație, educători, bună dimineața! I am delighted to be with you today as we mark the donation of these 592 laptops to 19 schools, including, as the Minister mentioned, the 8 in the Transnistrian region, the Republican Center for Pedagogical Assistance, Psychopedagogical Assistance Services and the National Institute for Educational Leadership, INEL. Sunt încântată să particip împreună cu dumneavoastră la ceremonia de astăzi de donații a unui lot de 592 de laptopuri pentru 19 școli, dintre care 8 din regiunea transnistreană și, precum a menționat și domnul ministru, către Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Serviciile de Asistență Psihopedagogică și Institutul Național pentru Educație și Leadership. This initiative for UNICEF underscores our continued commitment to enhancing educational opportunities for all children across Moldova. Această inițiativă, care reprezintă un angajament continuu din partea UNICEF pentru a spori oportunitățile educaționale pentru toți copiii din Republica Moldova. I don't need to tell you that these laptops are more than just a donation. Și bineînțeles că acest lot de laptopuri semnifică mai mult decât o simplă donație. Imagine a classroom where every student has access to a personal laptop. Să ne imaginăm o clasă în care fiecare elev dispune și are acces la un laptop. The possibilities are endless. Aceasta îi oferă posibilități nelimitate. Laptops erase physical borders and open doors to a wealth of resources, from online libraries and educational videos to interactive learning platforms. Laptopurile șterg frontierele fizice și deschid ușile către o multitudine de resurse, biblioteci online, videoclipuri educaționale și platforme interactive de învățare. This is a critical step in the digital transformation of learning, but is also critical for the population of refugee children who continue to be connected to their schools online. Acest pas este esențial pentru digitalizarea în continuare a procesului educațional și este și mai important pentru copiii refugiați care continuă să fie conectați la școlile lor din Ucraina. For students in underprivileged communities or children with disabilities or special educational needs, the experience can be transformative. Pentru elevii din comunitățile defavorizate sau pentru copii cu disabilități sau nevoi educaționale speciale, experiența aceasta poate fi transformatoare. It's not about having a device. It's about having a gateway to opportunities previously out of reach. Nu este vorba doar despre a avea la dispoziție un dispozitiv, este vorba despre a avea o ușă către oportunități care anterior erau inaccesibile. These laptops can, and I hope should, also empower teachers. Aceste laptopuri pot și eu sper trebuie să abiliteze în continuare profesorii. With access to digital tools, educators can provide real-time feedback
and foster a more collaborative and interactive learning environment, and much, much more. Având acces la instrumentele digitale, cadrele profesorale, educatorii pot oferi feedback în timp real și pot promova un mediu de învățare mai colaborativ și mai interactiv. And providing digital devices to organizations such as the Republican Center for Pedagogical Assistance, the SAPS and INEL is crucial for improving educational administration and support services. Iar furnizarea de dispozitive digitale către instituții precum Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, SAPUL și INEL este esențială pentru îmbunătățirea administrării procesului educațional și a serviciilor de sprijin. These devices will help these institutions operate more efficiently and enhance their communication processes. Aceste dispozitive vor ajuta aceste instituții să-și desfășoare activitatea mai eficient și să-și îmbunătățească procesele de comunicare. So basically, in many ways, trying to make your work and your daily work easier so that we can all deliver better for children. Cu alte cuvinte, noi ne bucurăm că putem contribui la multitudinile de posibilități pentru a face activitatea dumneavoastră cotidiană mai interesantă și mai ușoară. So if you'll allow me to also emphasize the point that the minister made, to please make use of these laptops. And if you're having any difficulties, to reach out for support and how to better use these laptops. Because they are an opportunity to really facilitate the wonderful work that you're all doing. De aceea aș dori să reiterez rugămintea domnului ministru Perciun și vă îndemn și pe dumneavoastră să beneficiați la maxim de aceste laptopuri și accesorii și dumneavoastră și discipulii dumneavoastră pentru a face această activitate și mai interesantă, pentru a facilita procesul de învățare. This donation is part of a broader vision to ensure that every child, including refugee children, have access to quality education and resources necessary to thrive in an ever-evolving world. Această donație face într-adevăr parte dintr-o viziune mai amplă de a ne asigura că fiecare copil, inclusiv copiii refugiați, au acces la o educație de calitate și la resursele necesare pentru a prospera într-o lume în continuă evoluție. We express our continued appreciation to Minister Perciun and the entire team at the Ministry of Education and Research for their firm commitment and collaboration. Și ne exprimăm aprecierea față de ministrul domn Perciun și întreaga echipă de la Ministerul Educației și Cercetării pentru angajamentul ferm și colaborare. UNICEF will continue to be a dedicated ally committed to support Moldova's educational sector. UNICEF va continua să fie un aliat dedicat angajat să sprijine sectorul educațional din Moldova. And indeed the very ambitious but necessary reforms that the ministry is putting forward. Și să susținem reformele foarte ambițioase, dar foarte necesare, pe care le conduce domnul ministru împreună cu echipa ministerului. Together we are creating a stronger, more resilient educational system for every child. Împreună creăm un sistem educațional mai puternic și mai rezilient pentru fiecare copil. And for the next generation of Moldovans and hopefully EU citizens. Și pentru următoarea generație de cetățeni moldoveni și sperăm cetățeni ai Uniunii Europene. Mulțumesc. Acum vom avea amânarea simbolică a laptopurilor către reprezentanții diferitor instituții. După aceea o să vorbim despre aspectele organizatorice de preluare. Noi rugăm reprezentanții instituțiilor să vină cu un cuvânt. Stimate domnule ministru, stimați parteneri de dezvoltare, reprezentanții UNICEF Moldova, noi, Institutul Național pentru Educație și Leadership, este o instituție nou creată. Asta ar însemna că la capitolul patrimoniu avem doar 17 oameni motivați, cu entuziasm, dornici de a schimba lucrurile în sistemul educațional.
De aceea, sprijinul din partea UNICEF, principalul și cel mai important partener la această etapă de creștere a puterii INEL este semnificativă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru acest sprijin și vă asigurăm că investiția în INEL înseamnă investiție în oamenii din sistemul educațional. Or, misiunea INEL este de a vă ajuta, stimați colegi, să deveniți mai buni la clasă și asta ar însemna că un profesor bun înseamnă educație mai bună, stare de bine în școală și copii mai fericiți. Mulțumim foarte mult, UNICEF, Ministerul Educației pentru sprijin și ne urăm noi, tuturor, nouă succese! Stimate domnule ministru, stimate reprezentant UNICEF Moldova, cu o apreciere deosebită pentru efortul depus de a dota Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile teritoriale de asistență psihopedagogică cu tehnologie informativă, de tehnologie de informație. Eu sunt sigură că acest lucru va avea un impact direct asupra calității muncii pe care o realizează colegii mei, întreaga structură. Ori munca acestora este foarte complexă, cu impact la nivel de copil, ceea ce ține de evaluare și asistență psihopedagogică, ceea ce ține de cadrele didactice și părinți atunci când vorbim de suport metodologic, atunci când vorbim de formare, de mentorat și desigur va avea un impact și asupra managementului structurii, oricum a menționat și domnul ministru, de la începutul acestui an suntem o structură mare cu filiale în 35 de locații care este complicat de gestionat fără a avea o tehnologie informațională adecvată. Mai avem aici, cred că și momentul de eficiență financiară, de gestionare corectă a banului public. Ori echipamentul pe care îl deținem astăzi, în mare parte, dotează cu anii de 2013-2015, care necesită un efort financiar, să zic, important, dar și nejustificat de a repara echipamente atât de vechi. De ce acest lot și cu cel care va urma va permite să demonstrăm calitate cu un impact asupra copilului și cu o posibilitate de realizare a educației inclusive tocmai așa cum ne dorim. Ne dorim succes, mulțumim mult Ministerului Educației și Cercetării și prietenului fidel a copiilor din Republica Moldova UNICEF. Onorată asistență, domnule ministru, stimați colegi, de fiecare dată când avem așa activități, ele sunt extraordinare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ, care numai decât în permanență aduc ceva nou în școală. Astăzi trăim într-o eră care tehnologiile informaționale performante, inteligența artificială, este la ordine de zi și foarte des este la ordine de zi mai mult a elevilor și trebuie să fie și a profesorilor. Școlile de astăzi se bazează pe trei componente: elevi, cadre didactice și numai decât baza tehnico-materială a instituției. Dacă una din acestea absentă este, e clar că nu ne obținem ceea ce dorim. Școlile de astăzi sunt deschise pentru multitudine de copii, indiferent de stare socială, de componență etnică. Școlile sunt deschise pentru elevii din Ucraina, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și toate acestea contribuie la un nivel mai înalt de creștere a calității în sistemul educațional. Personal, din numele colegilor, cred că vor fi de acord, sunt extrem de mulțumită cu așa o ocazie la sfârșit de săptămână. Încheiem săptămâna cu un eveniment extraordinar. Aduc mulțumiri pentru această investiție. Este investiția în viitorii cetățeni ai Europei. Este investiția în elevii noștri. Este investiția în performanțele profesorilor. Pentru că e știut faptul că societatea de astăzi are nevoie de oameni calificați, de oameni cu competențe deosebite. De aceea
Tot ce are loc astăzi în această sală va fi în beneficiul elevilor și a profesorilor. Mulțumim mult partenerilor, mulțumim mult UNICEF-ului, mulțumim mult Ambasadei Marii Britanii pentru faptul că nu numai teoretic sau vectorial cumva ne ghidează, dar prin faptul și că încorporează și susține și aspectul material, pentru că sunt lucruri care le poți face fără bani. Asta este afecțiune, asta este dragoste, asta este gingășie față de copii, dar sunt lucruri fără de bani care nu le poți face. Și atât activitatea de astăzi se încadrează perfect în acest deziderat. Mulțumim mult Ministerului Educației că la celelalte două componente are grijă, adică la toate are grijă, sunt stabilite parteneriatele la inițiativa Ministerului, ministrului nostru tânăr, dar cu multă ambiție și cu mult curaj, echipii manageriale de la minister, și cred că asta este în beneficiul viitoarei generații, în beneficiul viitorului țării noastre, ca viitoare membre a Uniunii Europene. Mulțumim mult! Weekend plăcut la toată lumea și o dispoziție bună de la evenimentul dat. Mulțumim. Mulțumim mult pentru cuvinte frumoase. Acum o să urmeze aspecte organizatorice pe care cred că toți au niște întrebări la care doresc să primească răspunsuri. În primul rând, vorbim despre modalitatea de preluare a echipamentelor. Vreau să zic că pe anumite segmente noi vom avea în donații intră nu numai laptopurile, dar și căști, mouse-uri și genți. De asta beneficiază toate reprezentanțele CRAP-ului și INEL-ul. După care școlele din Transnistria vor lua tot acest set plus încă câte 4 genți pentru mobilitate. Deci CRAP-urile și SAP-urile, gențile sunt pentru toate laptopurile. Mai departe, școlele din Chișinău vor prelua tot setul cu excepția genților. Deci distribuția a fost în prioritate în momentul în care Chișinău nu are nevoie de mare mobilitate și fără de genți o să fac față lucrurilor. Asta este pachetul de donații care trebuie preluat și trebuie să aveți grijă că pe lângă laptop mai luați celelalte, să nu uitați de ele. Acum modalitatea de a prelua. Toți cei care sunt persoane juridice, adică care au cont trezorial și ștampilă la mână, se vor apropia la MOL Didactica și vor ridica tot setul de donații, începând chiar și la sfârșitul acestei ședințe. Puteți să mergeți încolo și să preluați tot lotul. Cei care sunt în subordinea altor structuri, cam aceasta este situația Chișinăului, instituțiile care nu sunt la autogestiune financiară, sunt în subordinea direcțiilor de sector, dreptul de a prelua tot lotul pentru toate instituțiile din subordine revine direcțiilor de sector, care merg și semnează toate actele. Apropo, toate actele sunt la MOL Didactica, dumneavoastră vă apropiați, vă spuneți, ei au pregătit toate actele de donații și reprezentanții direcțiilor de sector le preiau și vi le dau de acum în distribuție incomodat. De acum, modul de organizare dintre direcții și școli, mergeți toți împreună pentru că eu înțeleg că unele sectoare preluând câte 18 unități pentru fiecare școală nu are unde să le depozitezi, de aceea cumva trebuie concertat să vă asigurați efortul, vă duceți să preluați și să le aveți direct în instituție, iar pe urmă să oficializați toate actele birocratice. Astfel că numărul de unități care SAP-ul și CRAP-ul știu, INEL-ul tot știe, școlile din Transnistria au câte 25 au rămas, da? 25 de unități pe care trebuie să le preia școlile din municipiul Chișinău. Gimnaziul Taras Șevcenco are 30 de preluat, toate celelalte instituții câte 18 laptopuri. Dacă mai sunt întrebări în ceea ce privește aspectele organizatorice,
Dacă nu, noi vă mulțumim de prezență, rugăm toți reprezentanții SAP-urilor și reprezentanții CRAP-ului să rămână pe loc pentru o mică ședință cu domnul ministru. Tuturor celorlalți vă dorim să valorificați toate resursele în procesul educațional.